Țara Vinului a apărut în China în deceniul trecut și iată, o avem acum în limba română, în traducerea doamnei Luminița Bălan. Așadar, Moyen, cel născut în ținutul Kaomi, pe care îl îndrăgește atât de mult și îl invocă ori de câte ori are prilejul, și-a conturat pe parcursul acestor decenii un stil al său propriu, inconfundabil. Este un scriitor extrem de prolific, a publicat până acum 11 romane și peste 80 de nuvele de mai mică sau mai mare întindere. Și, sigur, este tradus în foarte multe limbi. Din păcate, după anul 2012, când a primit premiul Nobel, nu a mai fost atât de prolific. L-am auzit într-o conferință spunând că a fost foarte solicitat în toate părțile globului să țină conferințe, să fie prezent, să împărtășească din experiența scrisului, din ideile pe care le are, dar, sigur, i-a fost foarte greu să dea curs tuturor acestor invitații. Moyen este în frunte, este un inovator de frunte, dar Moyen are mai multe moduri de intertextualitate. S-o lăsăm deoparte pe cea la romanele lumii și modelele imitate. Hai să ne uităm la cealaltă. Odată, în propria literatură, referințele la propria literatură, la literatura clasică, sunt permanente. Și nu făcute într-un mod semnalat, ele creând așa o Iceland condition, să zic, la lingvistică. Nu. O povestire cheamă altă povestire. De pildă, vorbește de bebeluși mâncați și imediat își amintește pe tiranul Ia, care și-a mâncat copiii. Referințele și intertextualitatea cu propria operă sunt extraordinar de multe și această rezonanță simpatetică, acest ții, suflu care leagă opera, îi conferă structura aceea și coerența extraordinară. Spuneam că folosește simetria și paralelismul. Nu știu cum se comportă cenzura cu Moyen în China, o depășește puțin, însă Moyen este extraordinar de obraznic cu sistemul. E interesant ce zice la un moment dat, literatura aparține poporului. Așadar, de ce vi s-ar permite domniei voastre să scrieți și mie nu? Așadar, de ce vi s-ar permite? Unul din principiile comunismului elaborat de Lenin era integrarea artei în muncă și transformarea muncii în artă. Așa că până să se fi înfăptuit comunismul, deja toți oamenii deveniseră niște vașnici scriitori. Știți, cineva spune, cu cât citești mai mult, cu atât îți dai seama de proporțiile propriei neștiințe. Moyen este un personaj, el însuși fascinant în roman, și v-am citit și cu o țintă secretă exact acest pasaj, pentru că veți avea o mare surpriză văzând ce se întâmplă cu Moyen. Moyen nu doar scriitorul, Moyen mentorul, Moyen el însuși un spectacol.